noapte. Babilonul se îmbăta de fericire, nepăsându-i că pe ziduri a vrăjmașului oștire, în îndelungata sediu aștepta o zi de bir. Iar în toiul veseliei împăratul Belșațar porunci să fie aduse din bogatul său tezaur, ca un semn de biruință, vasele de argint și aur, vasele de mult aduse din Ierusalim ca pradă, și luând în mână cupă, în mândrie și în fală, Belșațar bău în cinstea zeilor de argint și fier, mai puternici în războaie decât zeului Daniel, își zise el. Însă, când lăsă pe masă împăratul cupa goală, vai, văzu un vârf de mână lunecând pe tencuială și scria pe zidul rece sub luminile din sfeșnic un mesaj ciudat din partea Dumnezeului cel veșnic. Împăratul, plin de frică și lăsând uitării zeii, îngrozit, strigă să vină ghicitorii și aldeii. Înțelepții se uitară cu ochi mari, cu chip lipit, dar n-au înțeles nici unul scrisul tainic de pe zid. Belșațar, simțind că moartea se strecoară lângă el, la îndemnul împărătesei îl chemă pe Daniel. Daniele, spune-mi taina și dau aur și rubine. Ține-ți, împărate, toate darurile pentru tine. Totuși, iată dezlegarea, scrisul solului divin se citește Mene, mene, tekel, upharsin. Și înțelesul e acesta, mene înseamnă numărat, scris de două ori înseamnă un cuvânt de neschimbat. Tekel cântărit înseamnă căci înaltul creator, cântăritu-te-a împărate și găsitu-te-a ușor. Upharsin apoi înseamnă împărțit, că într-o clipă marea ta împărăție altora va fi. Și înainte ca lumina să trimită al nopții abis, după prorocia scrisă, Belșațar căzu ucis. Nefioară întâmplarea în tot adevărul ei, dar se pune întrebarea, oare noi suntem mai grei? Viața ce-o trăim în lume, cupa care o iei în mână și cuvântul ce-l rostești, nu sunt ele oare o hulă pentru slăvile cerești? Veselia și ospățul, nepăsarea în care stai, sunt o slavă pentru Domnul, te vor duce ele în rai. Facă Domnul fiecărui din noi să-i fie scris un cuvânt, dar nu pe ziduri, ci în ospăți și în paradis, și nu numărat să scrie cântărit și împărțit, ci salvat, salvat prin jertfă, curățit și mântuit.